Păi, vorbim cu gura, așa cu minte suntem departe. Și ne mustra Iisus Hristos spre contemporanilor săi acel lucru care ne doare și acum când îl auzim. Poporul acesta mă cinstește numai cu buzele, iar cu inima este departe de mine. Și atunci, dacă e departe, așteaptă. Noi să suferim. Ne rugăm cu rugăciune obișnuite și plecăm din biserică sau de la locul de rugăciune tot așa de răi. Cum nu pot spune atunci? De ce? N-am avut acest contact, această legătură cu această forță care ne poate liniști, ne poate inspira, ne poate da puteri, ne poate da râvnă pentru Dumnezeu, pentru bine, pentru frumos, pentru fapta bună, pentru dragostea față de oameni. Suntem mereu oțărâți, otrăviți, nervoși, foarte sensibili. Ne jignește cineva cu un cuvânt nepotrivit, gata, suntem gata să-i răspund așa cu violență. Pentru că noi este acest vifor, această tulburare lăuntrică. Și ce eu zic, spus mai acum că e nevoie de această despătimire, această curățire lăuntrică. Așa. Și aceasta este o luptă, grija noastră permanentă, voi fi. Așa cum, dacă vrei să aprinzi becul în cameră, trebuie să fii pus eu în priză, ca să poată lumina într-o dată. Însă suntem cu priza întreruptă, adeseori când ne rugăm. Nu putem avea legătura cu sursa de lumină și de dragoste și de putere. Și aceea stăm așa într-un fel de penumbră sau într-un tuneric.